Da, bună seara. Bine, în primul rând, în seara asta am descoperit un tânăr talent. De eveniment s-a organizat exclusiv domnul profesor și am descoperit o nouă abilitate până acum neexploatată. Organizator de evenimente. E o bătaie de cap, trebuie să te ocupi de chestia asta, să vorbești cu gazdele, să închiriezi, să inviți oamenii, să stai de capul lor, să... Pe capul lor, da. Și, da, e o chestie. Adică acest eveniment n-am reușit să-l ajut la organizarea lui foarte mult, de aceea vreau să spun acest lucru. În ceea ce privește cooperativa, evident că ea exista deja, încă înainte de a-l cunoaște chiar pe domnul profesor, undeva prin 2009. Și la un moment dat, după ce am înaintat în colaborarea cu el, într-una din vizitele pe care le făceam la dumnealui, și unde puneam pe agenda tot felul de conferințe pe care trebuia să le facem, a venit cu această idee ce ar fi să facem un site. Și, da, ce ar fi să facem un site. Și am făcut un site pe care să punem materiale produse de noi și, evident, care se regăseau fie în cărți, fie în reviste academice, care, bineînțeles, sunt de restrânsă circulație. Ne-a ajutat la acest lucru un prieten din Cluj, că, bine, chestiile astea mai și costă nu doar domeniul, trebuie să te ocupi de temă, de, mă rog, tot felul de chestii tehnice. Și avem un ajutor la fel de voluntar ca și restul contribuțiilor. Și am început undeva, cred că în ianuarie 2013 sau undeva pe atunci, la începutul lui 2013, am pus un site, arăta un pic altfel decât acum. Și de atunci, într-un fel în care nu ne-am dat prea bine seama, am ajuns până acum la cele 100 de numere de newslettere. Prima oară aveam o frecvență mai mare, aveam și un material strâns de-a lungul anului destul de mare, după aceea și din cauza timpului și din cauza altor obligații am rărit frecvența, dar până una alta am ajuns aici. Este o experiență foarte interesantă. În materie de cifre, dacă ar fi să fac o contabilitate, am strâns vreo 600 ceva de articole publicate pe site. Cred că numărul mediu de oameni care cunosc site-ul și se întorc este undeva la maxim 4-5.000 de cititori unici, undeva la 1.500 pe lună, pe săptămână. Și, dar știți, e cu totul altceva să ai un site decât să ai o revistă. Site-ul funcționează și pe un mecanism de genul, am găsit un material interesant, dar nu prea știu sursa, adică am citit materialul, l-am citit pe net, nu? Adică asta nu înseamnă că 5.000 de oameni cunosc foarte bine despre ce este vorba cu cooperativa Auguste, nu. Înseamnă doar vizitatura site-ului. Dincolo de acest lucru, însă, ceea ce aș vrea să spun este că a fost o experiență și este o experiență și sper că va continua să fie o experiență, sper, cât mai îndelungată, o experiență pozitivă, prin excelență, pentru că este undeva în categoria nici-nici sau mai degrabă și-și. Adică n-aș zice nici-nici ca în dilema, cu nici așa, nici amintere, ci mai degrabă și-și. Și îmbrăcat, și dezbrăcat, poate, și călare și pe jos. Adică, de ce spun asta? Pentru că noi suntem cumva și marginali, și centrali, avem proiecte și băgate în seamă, și ignorate, contăm și nu contăm în același timp. Sunt ambele valabile. În orice caz, este o experiență neinstituționalizată. Site-ul este, la fel, o experiență neinstituționalizată, nu este pe bază de
Adică nu are o finalitate foarte practică și concretă ceea ce facem noi. Facem mai mult de amorul artei chestia asta. Și este foarte bine că am reușit să facem într-un mod sistematic acest lucru timp de atâția ani. Și mă simt cu atât mai bine când chiar mi se atrage atenția, mi s-a atras atenția de la un superior pe linie academică, școlărească, că domnul Rostaș, iată, a pus tinerii pe căi greșite, pentru că ceea ce fac ei nu este valorizabil, nu? Ce face Teo cu femeile ei din Interbelic, ce fac eu cu Mircea Bucănescu, ce fac cu asta, deci domnul Rostaș, ca și alții înaintea lui, pune tinerii pe căi greșite. Și ne bucurăm pentru acest lucru. Și sărbătorim acest lucru. Da, aș vrea această experiență să dureze cât mai mult, pentru că ea îi se datorează în primul rând, și nu spun asta pentru că am venit aici să ne lăudăm reciproc, dar efectiv, cred că printre cei care colaborează în acest grup sunt destui de mulți lupi singuratici, ca să zic așa, adică oameni care nu ar fi funcționat foarte bine într-un grup, nu ar fi funcționat foarte bine într-un colectiv, dar care aici și-au găsit, iată, prin încăpățânarea cu care domnul profesor stabilește obiective, conferințe, numere speciale de reviste, și toate chestia asta... Da, am lucrat împreună și asta este un lucru foarte interesant, mai ales că grupul nostru este foarte amestecat. Adică eu nu știu în ce context aș fi lucrat alături de Teodora, de exemplu, având în vedere că ea este, na, eu conservator religios, ea este feministă radicală și așa. Și acest lucru îmi place foarte mult, că participăm și nu doar suntem împreună, ci participăm inclusiv la evenimentele pe tema celuilalt. Da, exact. Deci, experiența aceasta este foarte valoroasă și mă bucur că am avut prilejul să trec prin ea. Cred că deja am vorbit mult prea mult, așa că o să pasez microfonul din nou anfitrionului și va trebui să-l pasați altcuiva. Da,